Bine ați revenit la continuarea poveștii fraților Eren și a personajelor din anturajul lor. Când Kadir se întoarce acasă, povestește fraților săi că a reușit să vândă 10 cărți în prima zi și este foarte fericit. Nebahat merge la Akif și îi spune că i-a încredințat avocatului procedura de divorț și îl informează că acel băiat vrea să-l dea în judecată. După ce soția a pleacă, Akif se duce furios la școală și începe să țipe la Khan, afirmând că cine este el să-l dea în judecată, și îi spune să plece naibii din școală, pentru că îl dea afară. Toți copiii se uită triști cum colegul lor este umilit de tatăl său. Khan pleacă devastat și Akif strigă la ei să plece în clasă. Khan vrea să se răzbune pe tatăl său și lasă la ușa fraților Eren un plic pentru Kadir, în care este un bilet pe care scrie că dacă vrea să știe cine i-a ucis tatăl, să meargă la ora 20 la cafeneaua Narsopak. Suzy și Melissa vin acolo să exerseze matematica cu Omer. Kadir continuă să se uite la ceas și așteaptă să sosească acea oră. Apoi iese din casă când Orhan îl întreabă unde merge și Omer îl întreabă: frate, ești sigur că ești bine? De parcă ar ști că îl văd pentru ultima oară. Kadir își îmbrățișează frații și îi spune lui Orhan cât de mult îl iubesc frații săi și după ce îi sărută, pleacă spre cafenea. El este șocat să-l vadă pe Khan acolo și după ce se așează la masă, tânărul îi arată filmarea de pe sticul de memorie. Kadir este șocat să-l vadă pe Akif cum i-a ucis tatăl și începe să plângă, apoi furios închide laptopul și se urcă devastat pe motocicletă. Khan încearcă să-l oprească și îi spune să nu facă vreun gest necugetat. Apoi îl sfătuiește să meargă la secția de poliție și el merge în urma sa. Când Kadir ajunge acasă la Akif, afaceristul iese din mașină și tânărul începe să-l bată, afirmând că îl va ucide și întreabă cum a putut să-i ucidă tatăl. Akif îi cere să aibă milă de el, dar Kadir îl apucă de păr și încearcă să-l sugrume. Apoi îi spune că se duce la secția de poliție să-l denunțe ca să putrezească în închisoare pentru tot restul vieții. Vă mulțumim pentru vizionare și dacă v-a plăcut acest rezumat, ne poți ajuta cu like-uri, distribuiri și comentarii. Acestea fiind spuse, vă dorim numai zile cu zâmbete.